am venit cu scopul de a-mi demonstra mie că pot să cânt. La un moment dat, într-o plimbare în pădure, această voce care mă ghidează mi-a zis cântă. Și am zis, ce să cânt? Deschide gura și lasă sunetele să iasă. Și am început să scot niște sunete așa, șamanice, cumva, nu contemporane, parcă nu era vocea mea normală. La mine a fost trezirea spirituală foarte neașteptată, parcă m-a luat așa o mână divină dintr-o mlaștină în care am ajuns atât de jos încât mai jos de atât n-aveam unde să merg. Credeam că nu merit să trăiesc, că respir aerul ăsta degeaba, că sunt o povară și nu găseam un motiv pentru care aș rămâne aici. Și în momentul ăla am zis, Doamne, Tu ăsta, Marele, dacă într-adevăr existi, vreau să mă scos din mlaștina asta. Și s-a întâmplat. Nu știu, eu îl numesc miracol. A durat 5 ani procesul ăsta de cunoaștere de sine. Ulterior am devenit bioenergoterapeut. Am devenit, spun asta, pentru că mi s-au activat centrii energetici din palme. A, serios? Da, ia. Da, da. Poți să-mi faci ceva? Da, ia vezi ce simți. Vezi că deja simt căldură. Iată. A, ce tare. În general mă focusez pe a elibera traumele din corp. Ah. Fricile. Poți să mai stau aici cu tine? Emoțiile negative. Da, cu drag. Foarte tare, succes. Mersi. Poți număra până la 4. O să vă zic teorema lui Lagrange, dacă vreți. Ascultă, nu mai merge la concursuri. Ușor, ușor. Băi, tărâță din Dude. Fă-ne de rușine. Apoi a venit pandemia. Pandemama mia. Am făcut chestii și mai extravagante de atât. Un cocostârc s-a dus la decocostârcărie, unde se decocostârcăreau și alți cocostârci nedecocostârcăriți ca să se decocostârcărească decocostârcăria. Ți-ai făcut deja fane? Ce faci, ce fă? Exact. Doar așa încep. Ea ascunde toată suferința aia prin bucuria asta de viață impusă de către ea. Minunată, superbă. Eu l-am mai văzut plângând, doar că o maschează cu strănuturi și cu tot felul de chestii. Atunci l-am descoperit, de fapt, eu pe Carlos. Eu am plâns din vină. Eu n-am vrut. Ele, pur și simplu, curgeau și eu ce-ți fac cu dânsul. Atunci când vezi niște exemple de înălțime și demnitate de nivelul ăsta, nu plângi că n-ai putut, plângi că există. Atât de mult îmi place ce ai făcut în seara asta. Ai dat cu noi de pământ. De capul meu. Doi, bajul. Trei și... Da! Mamă, mamă, mamă. Salut! Ula. Hello! Bună! Bună seara! Bună seara! Numele meu e Paula Rotar, am 29 de ani și sunt din Cluj-Napoca. După studii sunt actriță, am okay. terminat actorie, am lucrat ca actriță, dar apoi a venit pandemia și... Pandemama mia. Pandemama mia, da, care pentru mine a fost o binecuvântare, pentru că distanțându-mă de teatru mi-am dat seama că era factorul principal de stres și frustrare în viața mea. Cam în aceeași perioadă am ajuns la un întâmplător neîntâmplător, la un preot catolic care mi-a sugerat să țin postul Paștelui.
Și mi-a zis, fii atentă, ești pe finalul curățării tale. Mi-a recomandat să țin postul ăsta, pentru că mi-a zis, nu ești suficient de spirituală, copilă. Nu l-ai cunoscut încă pe Iisus. Și? Da, probabil. Și ți-a făcut el cunoștință ca să... El a fost liantul care mi-a recomandat să țin postul ăsta. Bun, ai ținut postul? Da, l-am ținut 5 de zile, am mâncat doar pâine. Serios? Da. Și ai băut apă? Da. Deci pâine și apă? Și niște vin, slavă Domnului, vorba. Așa. Deci acum ai o relație mult mai... Hai să vedem, da, deci ce s-a întâmplat? În prima săptămână, el mi-a indicat să creez relația asta cu el, vorbind cu el așa cum cu vorbesc Iisus, cu voi. Cu Iisus, da, cu energia asta, cu entitatea asta, da. Și mi-a zis, începe cu întrebări, e ușoare. Ce, ce faci, ce faci? Exact. Eu așa încep. Și am, hey, G, ești bine? Da, sunt bine. Și la un moment dat mi-a zis, ok, Paula, cred că o iei razna. Că tu întrebi, tu răspunzi, adică, știi? După prima săptămână, deja aveam conversații cu această entitate, energie cristică, Iisus, încât îmi vorbea în monologe. În perioada aia repetam la reactor, la un spectacol și deja eram într-o perioadă în care nu mai simțeam deloc să fac teatru. Simțeam că am forțat ultimul spectacol din cauza banilor și îmi crea atâta emoție negativă încât mâncam o pâine în 4 ore. Adică, pe fond emoțional de stres, mâncam foarte mult și îmi doream atât de mult să se încheie repetițiile alea ca eu să pot să stau în meditație, în rugăciune, să fiu eu cu mine, să-mi ascult intuiția, corpul, mintea, să fac doar ce-mi place. Și a venit pandemia. Și am zis, aoleo, eu am creat pandemia. Mi-am dorit atât de mult să stau acasă. Ai avut un gând cum că tu ai fi provocat pandemia? Am zis, poate chiar atât de mult am pus, atât de puternic a fost intenția că am creat această pandemie. Fii atent, da, venim la tine cu niște gânduri după ce mai gândești la ele, zic, poate. Eu zic că și tu ai provocat asta. Sunt convinsă că am fost un factor. Adică am fost oameni, unul din cei mulți. Câți oameni aveau nevoie de o pauză? Da, 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 da. Nu e singură. Da, cred că toți aveam nevoie de asta. Așa. Așa, revin. Aveam nevoie să stau eu cu mine și cu Iisus, desigur. Am simțit, ok, Iisuse, te cunosc acum, vorbim. Vreau să mă unesc cu tine atât de profund încât să nu mai trăiesc vreo frică niciodată sau dacă o trăiesc să dispară foarte repede. Și am avut o experiență, un extaz mistic, în care am trăit uniunea pe toate planurile, mental, emoțional, fizic, spiritual, încât mi-am zis, acum înțeleg cine sunt. Și din momentul ăla am avut încredere că m-am născut cu un scop. Scopul meu constă în a folosi vocea și a vorbi despre iubire. Ai mai continuat să pui întrebări? Ai întrebat dacă trebuie să vii aici sau nu? Da. Și? Mi-a zis da. Păi atunci hai să te ascultăm. În regulă. Bine. Haide. Eu sunt fascinat, absolut. Angels watching over me with smiles upon their face. 'Cause I have made it through this far in an unforgiving place. It feels sometimes it feels too steep for a girl like me to climb. But I must knock those thoughts right down. I'll do it in my own time. I don't care. I'm halfway there. On a road that leads me straight to who knows where. Living upside down. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah.
nimerește, ești nimerește. Bravo, Paula! Tremuri? Da, dar e bine că mă așteptam la un atac de panică, dar e bine că nu e. Păi de ce să te atace panica? Pentru că în copilărie am făcut dansuri populare, iar profesoara mea de dansuri, pe la 7 ani, m-a pus să cânt o colindă la un spectacol de Crăciun, dar eram în repetiții și după prima strofă m-a oprit și mi-a zis: scumpa, tu rămâi la dans, că nu o să cânți niciodată ca mătușa ta. Cine mătușa era mea ta? E cântăreață de muzică populară și e foarte cunoscută în branșa ei. Și din momentul ăla eu n-am mai cântat deloc. Hai să vedem niște comentarii. Sergiu, ia zi. Wow, Sergiu, nu știam că te cheamă Sergiu. Pentru tine, Matei. Eu nu-mi pot rupi ochii de la tine, în primul rând. Ai ce căuta în branșa asta. Mie mi-a plăcut, momentul a fost bun. Scena, în cazul tău, nu este numai pentru teatru, dar și pentru muzică. Asta este părerea mea. Felicitări! Mulțumesc! Andrei? E bine că ai venit la Superstar. Dar nu știu cum sună vocea lui Iisus la tine în cap, dar ai făcut o treabă pe care probabil n-ai făcut-o toată viața. Da. La ce te referi când spui asta? La curaj. Că am venit aici? Da. Și că am spus ce am spus? Nu. Ai făcut ceva pentru tine. Asta este treaba. Împotriva ceea ce ți-au spus ceilalți. Și asta este un mare câștig pentru tine. Și acum, pentru că te-am văzut și ne-ai povestit ceea ce ne-ai povestit, e un mare câștig pentru cei care te-au văzut, pentru că le-ai dat curaj să facă și ei ceva pentru ei. Raluca? Suntem atât de diferiți. Mi se pare anormal să mănânci atât de multă pâine și să arăți așa. Te rog, te rog. Să știi că, să știi că am... Ai venit și mi-ai întipt așa un cuțit în inimă. Nu se poate așa. Pâine ceva. De mâine, pâine, pâine, pâine. Deci eu îmi doresc următorul lucru: să pot să mănânc și eu atâta pâine cât mănânci tu și să arăt așa. Și o să-ți povestesc o chestie. Mie de fiecare dată când mi s-a spus că nu pot, atunci am fost mai rău ambiționată să fac lucrurile. Păi și îmi doresc să iei asta, să împrumuți asta de la mine și să-mi dai mie treaba cu pâinea. Poate, cine știe. Mulțumesc tare mult. Sunt mulți oameni care vorbesc cu Universul, cu Iisus, cu Dumnezeu, cu chiar și eu și toată lumea. De obicei ne aducem aminte de conversațiile astea când ne e mai greu, uităm când ne e bine. Nu e o chestie pe care să o spui și să-ți fie niciun fel rușine că ai povestit-o în fața unei țări întregi. I-ai făcut pe mulți, cum a zis și Andrei, să simtă ok cu ei înșiși că fac asta. Eu sunt Andrei. Știu. El e Andrei. Știu. Doi, aș vrea să-i transmit, nu știu, ce era mătușa, ce era doamna care ți-a zis că... Profesoară. Profesoară, profesoară. Să știi că... Să rămână la dans. Să rămână ea la dans. Da. Păi a și rămas. Să rămână ea la dans. Locul tău e în acest show și propun să votăm. Eu nu știu ce ți-aduce viitorul. Am înțeles că ai un prieten pe care îl poți întreba și poate o să-ți șoptească, dar deocamdată din partea mea un da. Mulțumesc. Raluca? Și din partea mea e un da. Și nu pentru faptul că mănânci pâine multă și nu te îngrași, ci pentru faptul că ai cântat frumos. Sunt invidioasă, am zis așa deja. Eu recunosc. Andrei? Sunt foarte curios unde duce drumul ăsta. Ai un da și de la mine. Mulțumesc. Eu cred că momentele în care te bucuri și dai drumul la niște lacrimi nu au legătură numai cu momente stringente sau când ajungi la ananghie în viață și te gândești în ce direcție să o iei. Nu? Ai un da și de la mine. Hai! Să-mi pui și mie o vorbă bună. Și avem o listă, venim cu ea la tine. Yeah. Felicitări! Wow. Go! Felicitări! Bun, bravo!